astăzi aici. Gazele noastre, domnul președinte Tamea s-a propus și domnul Vește a fost de acord ca să semnăm două contracte de finanțare, chiar la limita dintre cele duce. Despre ce este vorba? Este vorba despre legătura între DN12 și DN13, care se face pe DG131, DG131B, DG133B. S-a făcut un acord de parteneriat între cele două județe, fiecare având în vedere că chiar dacă se punea numai un județ, până la urmă gestionarea se făcea separat, având bugetul separat, fiecare își va gestiona proiectul, dar se corelează conform acestui acord de parteneriat. Deci noi ne aflăm aici, da? La Bara Olt, între DN13, care face legătura cu DN12, care merge de la Sfântul Gheorghe pe partea de aia regiune. După cum vedeți aici, în această zonă, drumurile care sunt cu galben toate sunt drumurile prise în strategia de dezvoltare regională. În continuare, Consiliul Județean Covasna mai are un parteneriat nou. DG31, limită cu județul Arghita, care iese până la Odorhei. Dacă vedeți, între DN12 și DN13 există această axă care merge prin Bara Olt, de la Brașov, prin Măieruș, la Bara Olt, la Odorheiul Secuiesc, zona Pistorului Secuiesc, și iasă până la Praid, în legătura între cele două drumuri pentru accesibilitate. Nu toată lumea știe, noi cei din Covasna am mizat totul pe o singură carte. Deci în cadrul POR, noi am legat chestiunile reabilitării drumurilor județene din județul Covasna, mai întâi cu interesele din județul Brașov și după aceea cu posibilitățile și interesele cu județul Harghita. Însă, în schimb, dacă județul Brașov nu-și respectă cuvântul, cei din județul Brașov nu-și respectă cuvântul sau nu fac documentația completă, la noi pică tot. Deci aici aș vrea, în primul și în primul rând, să mulțumesc domnului președinte Veștea, pentru că a fost un și este un om de cuvânt. Deci noi în ultimii 3-4 ani de zile când ne-am gândit la acest proiect am muncit împreună și uite că am ajuns la bun sfârșit. Am ajuns în prima fază tronsonul 1 din județul Covasna, deci asta înseamnă Malnaș, Băi, Mic Falău, Svățanii Mari, Biborțeni, Bara Olt și până la jumătatea podului Agustin, că aici este hotarul de județe care nu ne desparte și ne leagă. Și tronsonul 2, desigur, va vorbi domnul președinte Veștea. Iar, cum s-a rostit în decurs de 2-3 săptămâni, vom semna încă un proiect care se leagă de acest proiect împreună cu județul Harghita, care înseamnă Bara Olt, Tălișoara, Vârbiș și limita județului Harghita. Deci, asta este cel mai important lucru. Reflecția comună, care se desfășoară de mai mulți ani, respectarea cuvântului dat și cooperare. Azi, uite că a dat ror. O problemă arzătoare, aeroportul de la Ghimba. Deci în cadrul ADR Agenției de Dezvoltare Regională Centru am făcut tot posibilul ca acest plan comun, dacă vreți, regional și de interes major, cum am văzut acum din expozeul domnului Crețu, să fie și o problemă de interes național. Dar, din păcate, guvernanții de acum nu au sprijinit acest demers, deci am rămas singur pentru că acest guvern nu a sprijinit această investiție. Dacă nu o sprijină, e o responsabilitate a lui, dar de a rezolva este responsabilitatea a noastră în tuturor, primul rând a județului Brașov, dar și a noastră. Eu aș vrea să subliniez și să readuc în atenție acea promisiune a domnului primar Anton Arpad, primarul orașului Sfântul Gheorghe și promisiunea mea personală, când am spus și repetăm, vom sprijini acest proiect cu încă 3 milioane, deci în total 6 milioane de euro, la sfârșit, când se finalizează și încă mai lipsesc 6 milioane de euro, cele două unități administrativ-teritoriale vor sprijini acest proiect de interes regional. De altfel, anul trecut am finalizat noi din județul Covasna drumul județean de la Sfântul Gheorghe Ilien spre Brașov, care, desigur, ne va ajuta deplasarea spre viitorul aeroport.
Și în al treilea rând aș vrea să subliniez problema autostrăzii Brașov-Târgu Secuiesc-Bacău. Să fie foarte clar pentru toată lumea, noi sprijinim și suntem de acord și cu autostrada Iași-Gheorgheni-Târgu Mureș. Dar Brașov-Târgu Secuiesc-Bacău este primordial. Nu este problema noastră județeană, este o problemă națională, dacă vreți. Foarte puțin știu că pe acest tronson acum de o singură, adică de două benzi pe DN11, zilnic se desfășoară o circulație de 15.000 de mașini, dintre care 85-90% sunt de tranzit. Este artera principală între Ardeal și Moldova. Deci susținem acest proiect care a fost o perioadă în genunchi. Acum, de ce sunt importante aceste drumuri? Vreau să vă mai dau câteva argumente. Odată, drumurile sunt necesare pentru oameni. Până acum, tot ce am auzit de mobilitate, vezi, foarte mult noi ne-am calat pe mobilitatea în zonele urbane, în zone metropolitane, pe zona municipiului Sfântul Gheorghe, a municipiilor, a orașelor mari. Miercuri, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu, a municipiilor reședinte. Mobilitatea importantă pentru toate persoanele, pentru accesare. Servicii, la loc de muncă, pentru copii, pentru problemele sociale care există. De asemenea, este pentru afaceri și pentru investiții. Într-o zonă în care nu este accesibilă, nu vin niciun investitor. Încă un argument în plus, zonele care nu sunt accesibile, practic se depopulează, ceea ce nu rezolvă problema. Deci persoanele care pleacă din zonele astea creează o problemă socială în altă parte. Deci lucrurile trebuie luate în serios. Vreau să vă mai spun un singur lucru. Suntem regiunea cel mai mare număr de nopțări și cu cel mai mare număr de turiști. Acum o să vă dau o cifră care vi se pare destul de curios. Vreau să vă spun că în 2017, în regiunea noastră, turiști sau vizitatori care au vizitat muzee sau diverse colecții muzeale, ceea ce se vizitează, sunt peste 4,5 milioane județuri. Cel mai mare număr de vizitatori din țară, care este județul Brașov, cu 2.200.000 de vizitatori. Municipiul București are cu 300 mai puțin, iar județul Sibiu urmează, deci tot din regiunea noastră și după aceea celelalte. Deci avem un potențial foarte mare. Oamenii respectivi care vin aici nu vin să vadă numai Branul sau numai Muzeul Secuiesc. Vreau să mai vadă și altceva sau să aibă o locație la Balvanius, avem foarte multe investiții din aici. Deci sunt o serie de argumente. Noi am mizat pe o singură carte și ăsta a fost cuvântul dat de domnul președinte de echipa dânsului din județul Brașov. Pentru noi este primordial. Noi ne-am axat pe acest proiect toate posibilitățile județului Covasna de a participa la concursul de proiecte din Por. Este vorba despre 33 de kilometri de la Malnaș-Voi până la jumătatea podului Augustin, care, după viziunea noastră, nu numai că va dezvolta această regiune Ținutul Pădurenilor, ci va deschide posibilitatea oamenilor ca să iasă spre Brașov, spre Cluj mai rapid și, desigur, și a deschide posibilitatea investitorilor și turiștilor de a veni în zona Baraortului. Toată contribuția financiară este a județului Brașov? Nu. Este vorba despre două proiecte, a județului Covasna în primul rând și a județului Brașov. Pe lângă acest lucru, județul Covasna a câștigat un proiect de 88 de milioane de lei, din care cota noastră parte este 1 milion de euro. Ce alte proiecte aveți cu Brașov? Cu Brașovul avem o idee bună și vrem să finalizăm, indiferent dacă guvernul de la București ne susține sau nu ne susține. Asta este finalizarea aeroportului de la Ghimbav, care este proiectul județului Brașov, dar noi ne-am angajat, noi ca și Consiliul Județean Covasna și Primăria Municipiului Sfântul Gheorghe, să-l ajutăm acest proiect cu 3 plus 3, adică 6 milioane de euro, la finalizarea acestui proiect tot regional. Iar problema numărul 3 care ne arde este autostrada Brașov-Târgu Secuiesc-Bacău, pentru că se știe foarte clar că artera principală între Ardeal și Moldova este Brașov-Târgu Secuiesc-Bacău. Momentan este vorba despre un drum național de proastă calitate pe două benzi. La Târgu Secuiesc, de pildă, ultimul oraș din Ardeal, circulă zilnic 15.000 de mașini. Este insuportabil și inacceptabil ca în 2018
după 100 de ani de la unirea celor două principate, să stăm fără autostradă între Ardeal și Brașov. Deci este un proiect foarte clar, este un proiect regional, dar din păcate încă n-am văzut de la guvernanții din București să ridice acest proiect la nivel național. Да, 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 да